Domnule Untaru, vă rog să rămâneți alături de noi. Dana, fii atentă. La telefon este doamna Rozalia, soacra ta. Bună seara, doamna Rozalia. Salut, soacra mea. Doamna Rozalia, vă rog să-mi spuneți, avem mai multe întrebări pentru dumneavoastră. Unde erau fetițele în acea dimineață? Deci băiatul meu m-a sunat, mami, plecăm la sat, cu totul că eu eram pregătită să mă duc la biserică. Asta a fost în jurul lui, să zic, nici eu nu m-am uitat la ceas, că nici n-am ceas, m-a telefonul și vorbeam, în jurul lui 7. Și zice, plecăm cu fetițele la sat. Păi de bine că m-ai anunțat, fiindcă eu eram pregătită să mă duc la biserică. Și între timp au venit cu fetițele și aia, buni, am venit la tine, plecăm la Șemla. Și e, cu două plase, cu haine, într-adevăr, și el a plecat. Eu nici nu l-am observat ca lumea pe el. O intrat fetele o sări la mine și au pus plasele și zice, mă duc să fac cumpărături. Eu închis ușa și au plecat. Nu l-am mai văzut. Doamna Rozalia, dar nu aveau fetele și copilul dumneavoastră varicelă? Într-adevăr, o avut amare, o trecut și mai avea mică și mi-a adus și tratamentul pentru fetițe. Dumneavoastră, când v-a adus fetele, totul era bine și frumos acasă? Adică nu ați întrebat fetele, nu fusese niciun scandal în casă? Fetițele fericite, bunii, că ele tot timpul mă iubesc și bunica e cea mai bună și bunica. Și la ce oră a plecat băiatul dumneavoastră înapoi spre casa lui? Păi atunci nu m-au băgat fetele pe hol. Și s-a întors. Și năsări la mine, eu nici n-am reușit să-l văd și a plecat. Bun, cam cât face el de la dumneavoastră și până la casa lui? Poftim? Cât distanță îi? Da. Păi na, câtă distanță? E vreo un sfert de oră pe jos. E posibil ca el să se fi întors, tocmai pentru că a lăsat fetele la dumneavoastră și premeditând ceea ce urma să se întâmple, să vină direct peste Dana care dormea și din somn să o ia la bătaie cu acel ciocan? Doamnă scumpă, mi-e martor Dumnezeu că asta nu pot să precizez, că el nu m-a sunat pe mine până la 1 și ceva să-mi spună ceea ce s-a întâmplat. Pe la cât credeți că s-a sunat la ambulanță? Aia nu mai știu. Deci dumneavoastră ați aflat la ora 1. Asta înseamnă că el a dus fetițele la dumneavoastră. Fetițele n-au fost martore, cum zice Dana. Și el s-a întors acasă fără fetițe să facă, poate să-și ducă la bun sfârșit planul pe care îl avea. Aia nu mai știu. De bani, 20.000 de euro, știți ceva? Nu. Nu știu eu de niciun ban. Ăsta amândoi în viață, ei știu ce-or avut. Eu doar am fost o menajeră. I-am primit la mine în casă 5 ani de zile fără să-mi plătească un leu decât cheltuielile. Atât îmi spunea. Am plătit cheltuielile. Am renovat tot apartamentul, mami. Să nu uităm că tot apartamentul am renovat. Am plătit cheltuielile. Dar rest eu nu le-am cerut nici. Păi zice că a renovat tot apartamentul, Dana. Stai să vă spun cum a fost cu apartamentul. Deci eu am mai un băiat. Chiriașului să renoveze. Pe Marius și ăla avea în luna aprilie nuntă. Și fiul meu din Germania, deci ei s-au băgat la el în apartament și ăsta trebuia să vină la nuntă și s-au mutat și ei la noi. Cu totul că fratele Moz m-a întrebat când s-a căsătorit Marius, soră, unde vor locui copiii? Eu am zis deocamdată la noi, că noi eram programați să venim la sat. Bun, doamna Rozalia, ce fel de relație au avut acești doi soți? Că dumneavoastră vă cunoașteți cel mai bine băiatul. Astfel încât să se ajungă la o astfel de violență fără... Nu m-am gândit, fiindcă s-au înțeles, s-au scupit, ori avut pe Chantal, s-au mutat la noi, nu s-au înțeles cu Simona și cu Marius, care era nora mea, vrea să stea... Nu eu, Daniel nu s-a înțeles cu Simona, eu iubesc pe Simona, este cunoata mea. Am respect pentru Simona toată viața ei. Putu să stea la noi și zice, mami, Simona este o prietenă foarte bună, deci stai puțin, nu vorbi urât că nu s-a înțeles cu Simona. Eu m-am înțeles cu Simona totdeauna. Doar când Daniel s-a băgat să nu mai vorbesc cu ea. Vorbește corect până la capăt, te rog frumos, mami. La părinții ei jos. Deci nu prea v-ați înțeles. Dar te rog să spui de ce a plecat Marius cu Simona, pentru că Daniel i-a trimis de acolo, corect? Simona și-a renovat o cameră și-a cumpărat un recameu, că mobil avea. No, bun, doamna Rozalia, am înțeles. Astea sunt chestiuni care vă privesc pe dumneavoastră și ceilalți frați. Revenim la
ce ne doare pe noi cel mai tare. Ce fel de relație aveau acești doi, vorbesc de Dana și de Daniel, din moment ce s-a ajuns la divorț, amenințări cu moartea, lovituri atât de grave, soră cu moartea, efectiv au fost acestea. Selin, s-a născut-o la un an și două luni, a născut-o pe Selin. Și eu de la 11 luni diferență de șantaj și Selin, nu mai minți, Ioana. 11 luni diferență de șantaj și Selin, 11 luni pe calendar, îți arăt, 11 luni pe calendar diferență. Pe luni diferență, na, Dana, scuză-mă că și eu sunt acum tulburată. Na, așa. Deci eu născut-o pe Selin, la o lună mi-a dat 1000, am venit la sat, că era primăvară. După o lună și... Nu se va răspunde niciodată la întrebarea pe care vă puneți. Ea o să răspundă la ce vrea ea. Doamna, de ce? Când au început discuțiile între ei despre divorț, de la ce au vrut să divorțeze, de ce n-au început să se mai înțeleagă? 8 luni, sta să vă precizez, nu mi-au făcut de 5 vizite, să-mi era vecinii. Păi mă, fata asta n-are numai tată, mamă, nu? Era rușine de vecin că păi nu... cât munceam, mami? Păi dar îmi spune cât munceam ca să ajung să cumpăr un apartament, chiar și cu banii jocuri să muncă din România. Să nu te obligă nimeni să te duci atâta la lucru. Adică, doamna Rozalia, ea nu venea să-și vadă fata și cel care venea singur era tatăl fetițelor? Da. Bun, doamnă, dar tatăl fetițelor avea vreun serviciu? El din ce trăia? Ce bani câștiga el? El în jandarmerie, pe urmă, după ce a născut pe Chantal, adică o lucrat ăsta, cum să zic, arbitru și din arbitraj o rămas în prenatal cu fetița. Deci a stat el în prenatal și atunci Dana trebuia să muncească. Poate avea și câte 10 cliente pe zi. A avut și el prenatalul și din... Da, a avut 14 milioane sau 13 milioane a avut prenatal, atât. Și nu poți să trăiești în Timișoara cu 13 milioane cu doi copii. N-ai cum, este imposibil. Plus să plătești cheltuieli, plus mâncare, plus aia, plus pampers, plus... Dana, nu spune nimeni că n-ai lucrat. Ce ți-am spus eu? Păi văd că nu recunoști cât am muncit de mult și cât de, cât de frumos am muncit și cât de mult mă respectă oamenii din jur și femeile care vin la mine, care mi-au călcat pragul, cât de mult mă iubesc, că ți-au rugat pentru mine să nu mor. M-am zbătut între viață și moarte și nu te interesează, că copilul tău mi-a dat 8 ciocane în cap să mor. Văd că nu te interesează deloc. Tu dimineața îmi plătești fetițele, te-ai trezit? Da, mă ocup de ele, le spăl, le tot și le pregătesc și Daniel le duce la grădiniță. Și când vin fetițele de la grădiniță, să fii și tu, să vă relaxați, să mâncați împreună. Da, doamnă, sună atât de frumos, dar atâta vreme cât trebuie să crești doi copii, relaxarea. Eu plăteam curățenia pe lună, 10-15 milioane, plăteam curățenia pe lună. Deci, numai curățenia plăteam pe lună. La fiecare curățenie plăteam 200-250 de lei curățenia. La fiecare curățenie în apartament. Nu, eu nu pot să țin copiii mei în mizerie. Că Daniel nu dădea nici măcar cu un aspirator. O zis că el nu știe să mute hainele de la spălat la uscat. Numai trebuia să apese pe un buton, atât. Da, doamna Rozalia, da. Acum, asta este, dacă vreți, marea provocare a secolului în care trăim. Se muncește foarte mult, oamenii muncesc foarte mult și, într-adevăr, stau din ce în ce mai puțin cu copiii, dar aminte când într-o casă muncește doar nevasta, soțul era în prenatal și nevasta, având cliente, înțeleg că tot ea a cumpărat și acest apartament de 90.000 de euro, era singura care ținea toată casa. Cumva a fost o perioadă de sacrificiu pe care probabil au zis o facem acum pentru copiii noștri și când ne-om vedea cu toate în casă, poate o să ne mai liniștim. Doamna mai vine Mirela, de 5 ani n-am mers nici într-un concediu. Eu nu știu concediu nimic, pentru că am muncit pentru apartamentul ăsta ca Hristos pe cruce în braț. Eu vreau să întreb pe doamna Rozalia, de la ce a început discuția despre divorț și neînțelegerile dintre ei? De la înjurăturile grave pe care mi le-a acordat Daniel în fiecare zi. Refacem legătura cu doamna Rozalia. Bun. Doamna Rozalia nu îi place să-i spunem adevărul. Ei ia orice, dar să nu vorbim despre copilul ei favorit. Daniel este copilul ei favorit, să vă spun eu de pe acum. Deci ea ține cu oricine, dar nu cu Daniel ține. Cu oricine nu poate să ține, dar cu Daniel trebuie să ține. E copilul ei favorit. N-avem ce să facem. E copilul nu putem să acuzăm o mamă că orice ar face ține corect, copilul ei. Corect, eu iubesc copiii la fel, ci mor pentru ei pe cruce. N-am ce să fac cu copilul. Greșește dar și face o greșeală atât de gravă. Dacă îngreșești și faci o greșeală așa de bună. Întrebați-o dacă eu am încetat vreodată cu ea. Întrebați-o, oară să întrebați. S-a încetat Dana vreodată cu tine? Niciodată.
Dar am văzut și noi aici în emisiune că nu v-ați certat și tu îi spui mami, adică după tot ce a făcut fiul ei, ei. Și mai ales dacă ea îmi acordă banii înapoi, 20.000 de euro, eu am să o las. Nu știe nimic de acest bani. Mie nu mi-este frică de Rozalia, de doamna Rozalia. Eu o las să vină în apartament să stea cu copiii cât vrea ea. Dacă vrea să doarmă aici, aici o las să doarmă. Dana, ne-ai trimis o fotografie, o să o avem imediat pe ecran, am avut-o și mai devreme. Era un portofel plin cu bani, bani pe care tu i-ai făcuse într-o zi. Câți bani erau acolo? Acolo erau 1.000 și vreo 200 de euro. Într-o singură zi? Nu știu să spun singur, zic așa, dar oricum era peste 1.000 de euro, înțelegi? Și ce am trimis poza aia? E conversație între mine și Daniel în aprilie, că noi încă eram, cred că eram în divorț atunci, și m-a enervat foarte tare fratele lui când a zis că el nu știe că eu făceam atâția bani, el nu știe că eu am avut bani, el nu știe de bani. Dana, ne poți spune acum? Era foarte tare, adică eu nu mergeam la muncă pe gratis, înțelegi? Dana, vreau să-mi spui, acum hai să vorbim cu cărțile pe față. Poți să-mi spui cam cât câștigai, cam câte cliente aveai pe zi și cam cât costa un make-up la tine? De mireasă, de evenimente? Da. Un machiaj de mireasă este 700 de lei, unul normal este 400 de lei. Un păr este între 300-400. Deci făceai și păr. Și cam câte cliente aveai într-o zi în care, nu știu, erau evenimente? Aveam weekenduri în care aveam foarte multe și aveam weekenduri în care nu aveam foarte multe. Depinde de weekend. Nu pot să precizez. Cel mai mult, să zic așa, pe lună puteam să fac 1.500 de euro. Am înțeles. La telefon este... 1.500 de euro pe lună? Pe zi? Nu, pe weekend. Într-un weekend.